Salutare, prieteni! Astăzi veți afla despre bărbatul care nu se spală deja de 60 de ani, bărbatul care nu bea și nici nu mănâncă de la 11 ani. La fel despre o persoană fenomenală care nu doarme și nu îmbătrânește. Înainte de toate, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul, dați un like și să începem! Kailash Singh a hotărât să nu mai facă baie din anul 1974. Asta s-a întâmplat după ce s-a căsătorit. El spera că acest ritual deosebit îl va ajuta să facă un copil. Bărbatul spunea că a fost la un preot care îi promitea nașterea unui fecior dacă îi va urma sfaturile, să nu facă baie și să nu-și tundă părul. Astăzi, unul din cei mai murdari oameni din lume are un păr cu o lungime de 1,82 de metri. Chiar și așa, el este tatăl a 7 fete și nu are niciun băiat. Însă el totuși refuză să intre în contact cu apa până când nu îi se va naște un fecior. Însă puțin probabil că bărbatul de 66 de ani și soția sa de 60 vor mai avea un copil. Bărbatul s-a jurat că va face baie deja în viața următoare, folosind la moment apa doar pentru a-și spăla fața și mâinile. Probabil că asta nu ar fi deranjat pe nimeni dacă el ar trăi într-o zonă unde este frig sau dacă nu ieșea din casă, însă el trăiește în orașul Varanasi și muncește din greu, paște animale, iar acolo temperaturile ajung chiar și până la 47 de grade Celsius. Când merge pe stradă, îi simți mirosul de la un kilometru. Soția sa povestește că i-a trebuit mult timp ca să se obișnuiască cu un asemenea miros. Ea a încercat orice, doar ca el să cedeze. Inclusiv îi spunea că nu va dormi cu el într-un pat. Odată, membrii familiei au hotărât să-l arunce în râu, însă el a fugit, spunând că mai bine va muri decât va face o baie. Fiica lui nu înțelege cum tatăl său rezistă într-o asemenea căldură, pentru că ea face baie de 2 ori pe zi. Kailash susține că are grijă de propria igienă. El se curăță cu focul în fiecare seară, fumează marihuana și se roagă la Dumnezeu. La fel dansează în jurul focului. El este convins că aceste măsuri pot scoate mirosul neplăcut, însă prietenii și familia nu sunt de acord cu așa o afirmație. Iată încă un bărbat care nu a făcut baie de foarte mult timp. Imaginați-vă cum de pe fața lui cad bucăți de nămol. Ochii lui practic nu se văd, iar mirosul se simte de la distanță. Faceți cunoștință, acesta este bătrânul Amo din Iran, care nu a avut niciun contact cu apa mai mult de 60 de ani. Ochii lui practic nu se văd, iar pielea lui seamănă foarte mult cu a unui purcel. Hobby-ul său preferat este fumatul. Are totuși ceva în comun cu domnul despre care am vorbit mai înainte. El ia o țeavă pentru apă și fumează băligar, iar dacă cineva îl servește cu țigări, le fumează pe toate odată. Hrana de bază sunt corpurile animalelor moarte pe care le pregătește la foc. Nimeni nu poate găsi până acum un răspuns. De ce acest om trăiește astfel? Probabil că doar el cunoaște motivul. Posibil trecutul lui și-a lăsat amprenta, dar haideți să nu-l judecăm, el la fel este un om. Amo duce o viață foarte primitivă. Cea mai mare parte a timpului nu se mișcă din loc. El doarme sau se încălzește la soare. Sadhu Bukharate, un om sfânt indian care ține deasupra capului său mâna dreaptă mai mult de 40 de ani, iar nici nu mai îndeplinește vreo funcție, mai mult seamănă cu o bucată de os uscat. Deja de 40 de ani, el a ridicat mâna în cinstea închinării față de Dumnezeul Shiva. Cunoscuții săi povestesc că anterior el a trăit o viață normală, pleca la muncă, avea familie și 3 copii. Era un indian simplu cu un venit mediu, dar într-o dimineață a înțeles că nu mai aparține nici familiei sale, ci îi aparține doar lui Dumnezeu. El a cutreierat câțiva ani drumurile Indiei, iar după aceasta a dat jurământul, după care și-a ridicat mâna pe cap pentru următorii 40 de ani. Se spune că el a ridicat-o în semnul smereniei și iertarea păcatelor sale, dar sunt și cei care spun că el a ridicat mâna în semn de protest față de războaiele de pe pământ. Sadhu trăiește cu mâna ridicată deja de 40 de ani. În acești 40 de ani, mâna de care el nu se folosește a devenit asemenea unei crengi putrede, ce constă din oase și piele uscată, atrofiată, cu unghii lungi și rotunde. Mâna lui deja a înțepenit și nu prea o poate mișca. Sadhu recunoaște că de la început avea foarte mari dureri, corpul lui opunea rezistență, însă el a răbdat pentru că jurământul este jurământ. Astăzi nu îl mai deranjează deloc mâna, mai mult este o amintire despre puterea minții, smerenia proprie și credința față de Dumnezeu. Apropo, el are și urmași, cineva a ridicat mâna cu 7 ani în urmă, cineva cu 30, iar altul cu 35 de ani în urmă. Pentru toată lumea, un astfel de jurământ arată straniu, dar pentru indieni e ceva normal. Cineva dă jurământul să stea în picioare toată viața, cineva tace pe parcursul a 10 de ani, iar Sadhu continuă să trăiască cu mâna deasupra capului. Interesant, cum el doarme, în timpul somnului, mâna lui tot stă ridicată deasupra capului. Din păcate, nu am putut afla despre aceasta.
Următorul om din topul nostru trăiește în Germania, în orașul Galia, și este unul dintre cei mai neobișnuiți oameni de pe planetă. Îl cheamă Iacov Șiperovici și iată istoria sa. În anul 1979, după ce a fost intoxicat, acest om a trecut peste starea de moarte clinică timp de o oră, ceea ce este practic imposibil. Celulele creierului mor timp de 3-5 minute după ce se oprește inima, dar cel mai interesant este faptul că peste o săptămână el și-a pierdut abilitatea de a adormi. Și nu numai de a adormi, dar pur și simplu de a se întinde. El doar se pune într-o poziție orizontală și corpul lui îndată tresare. După declarațiile lui, asta a continuat 16 ani. În tot acest timp, el avea insomnii, ceea ce din punct de vedere medical și în general al științei umane este imposibil. După aceasta, el a început să se ocupe cu yoga, meditații și alte practici occidentale. Totuși, și-a pus organismul să stea în poziție orizontală, dar nu mai mult de 2 ore. Cel mai interesant ar fi că pe parcursul anilor, el nu și-a schimbat înfățișarea. Acum are 58 de ani, dar arată de 25. Cel mai important este că după moartea clinică pe care a suferit-o, temperatura corpului său nu se ridică mai sus de 34 de grade. Au fost atâtea lucruri strane că acum îi este greu să le enumere pe toate. Spre exemplu, procesul lui de gândire era sub formă de poezie, după care a început percepția strană a oamenilor, de parcă citea gândurile lor, dar nu direct, ci într-o manieră deosebită. Avea impresia că pătrunde în organismul omului cu care comunică și simte tot ce trăiește acel om. La moment, el locuiește în Germania și este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai renumiți oameni de pe planetă. Prahlad Jani a devenit cunoscut când a împlinit 83 de ani. Medicii care l-au consultat au spus că el este fenomenal. Acest bărbat nu mănâncă și nici nu bea de la 11 ani. Nu există nicio îndoială asupra acestui fapt. El trăiește în peșteră și s-a refuzat de plăcerile omenești. Este foarte deschis, nu refuză niciodată cercetătorii care doresc să ia analize. Chiar primește invitația lor. Rabdă toate analizele și procedurile. Recent, el s-a lăsat în mâinile oamenilor de știință pe 2 săptămâni. Este supravegheat de câțiva zeci de medici și camere video într-una din universitățile de New Delhi. L-au analizat cu toate aparatele existente, tomografie, roentgen, analize ADN, dar nu au găsit niciun fel de inclinații. Conform celor spuse de directorul universității, Prahlad nu se deosebește cu nimic de un om obișnuit, dacă am vorbit de parametri biologici și fiziologici. Unica deosebire este că nu merge la toaletă, nu mănâncă nimic și nu bea. Medicul care l-a cercetat a confirmat. Toate cele 2 săptămâni în care s-a aflat sub control, el nu a mâncat și nu a băut, doar câteodată se spăla pe față și își clătea gura. Rinichii lui emană o cantitate mică de urină, doar că nu iese la suprafață, de parcă se evaporă. Iar el nu face nicio intoxicare, încă un mister. Domnul Jani, vorbind despre abilitățile sale, spunea că la 11 ani el a întâlnit-o pe zeița albă Mata. Ea s-a atins de limba lui și i-a spus că el nu va mai fi nevoit să se mai gândească la apă și la mâncare. Iar despre toaletă, totuși a tăcut. De atunci, Prahlad nu are grijă, trăiește în curățenie și rugăciune într-o peștere în munți. El crede că zeița i-a făcut pe limbă o gaură prin care pătrund tot felul de substanțe nutritive. Un medic dintr-o universitate din Austria spunea că toate acestea sunt rezultatele meditației și cu ajutorul ei, el suportă 10 sau 14 zile de foame, luând în considerare că un om simplu ar rezista mai puțin de 4 zile. După părerea experților despre faptul că postul lui durează 72 de ani, sunt povești. După 2 săptămâni de cercetare, nu poți demonstra că el nu bea și nu mănâncă 10 de ani. Când un om refuză să mai primească apă și mâncare, la el se modifică total metabolismul. Asta se vede după analize, doar că la el nu s-a modificat nimic. Rezultatele arată de parcă el ar face ceea ce face mereu, adică nu bea și nu mănâncă. Dar ce credeți voi despre acest om? El ne minte pe toți sau chiar are o supraputere de a nu consuma apă și hrană? Thank you.
Sperăm că acest episod v-a fost interesant. Dacă da, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul și rupeți butonul de like. Iar dacă doriți o mică promovare din partea noastră, scrieți un comentariu creativ la episodul dat. Cu voi a fost Lime Channel.